Salutare, buzunar și lor și bulbițelor și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi sunt alături de Foxy. Salut, bine v-am găsit! Mamă, ce hartă frumoasă! Au, care mi-e de bucată? Da, cine ți-a dat bucată? Ți-a dat Darkwolf. Este o hartă făcută de către Darkwolf și treaba este în felul următor. În spate îi avem pe Finn și Jake. Mamă! Și o să aflăm și povestea lor astăzi, Foxy. Așa că rupeți butonul acolo de like for cine dacă nu ați rupt până acum și haideți și cu subscribe-ul! Cine cunoaște desenele acestea? Să ne scrie în comentarii. Deci, îi avem în spate pe Finn și Jake și vreau să aflăm povestea, Foxy, înainte să începem. Da. Deci, hai să vedem. Ia să vedem ce scrie aici. Finn și Jake, așa pe care i-am făcut, sunt de decor. Minigame-urile sunt în spate. Ok. Dar știi cine e ăsta din spatele tău, Foxy? Nu. E copacul lor. E copacul lor, Foxy! Nu, cred! Ce tare, e copacul lor! Da, hai să ne mai dăm puțin așa bine la Finn și Jake și vreau să citim și pancardele. Deci avem aici, Finn este un erou care salvează prințese și alte chestii. El visează să ajungă o legendă. Deci Finn vrea să ajungă o legendă, Foxy. Hei, eu sunt o prințesă! Deci, mă salvează? Te salvează, normal. Dacă ești o prințesucă, te salvează. Bine. Nice. Și mai avem și pe Jake aici, în partea asta la altă. Și ați vedem ce povestioară are Jake. Acesta este Jake, cel mai bun prieten și fratele lui Finn. Acesta are puterea de a-și schimba forma în orice fel. Dar este un fel de cameleon, asta vreau să zic și eu. Vreau să vă spun de pe acum, eu nu m-am uitat foarte mult la desenele cu Finn și Jack. Din păcate, am prins așa puțin ten din ele, însă nu foarte mult, așa că vreau să-mi scrieți voi acolo în comentarii și mai multe povești, da, mai multe detalii despre ei și hai să intrăm, Foxy, în copacul lor. Eu știu desenele, dar nu le-am văzut, dar am văzut așa, gen întrecere, nu da, știu. Da, pe asta zic eu, am văzut așa pe aici, pe acolo, câte puțin ten, însă, da, când eram eu mai micuț, nu erau desenele astea, așa că vreau să-mi scrieți voi acolo toate detaliile în comentarii. Exact. Să ne apucăm de minigame-uri să vedem ce se întâmplă. Hai să mergem în copul. Sunt tare curioasă. Și eu sunt curios. Deci avem așa, find the button. Sunt și butoane capcană. Deci trebuie să căutăm un buton. Însă există și alte butoane care sunt cu capcană. Uite, am găsit unul. Ai găsit unul? Apasă pe el. Dai click de data pe el. Nu se întâmplă nimic. Nu știu la mine. Ok. Deci... cred că scrie ceva când o să găsim butonul cel bun. Ok, hai să vedem. Am găsit butonul ăsta, ia stai, cred. Super! Ia vine așa, apasă și tu pe el. Așa aici. Scrie că ai găsit butonul. Apasă încă o dată pe el și tu. Nice! Bine, nu trebuie să sar că acum ai rămas acolo, direct capcană. Și acum ce fac? Îți dau-te pe ea aici, ajutor! Foxy, arundes. Mamă, ai găsut în capcană, te-a prins. Da. Și hai să ne acum. Deci am găsit butonul, putem să trecem mai departe, nivelul următor. Urcăm pe scăriță. Okay. Super tare. Da, oi, super aici tare. Ce? Stai să văd că scrie ceva aici. Stai să citim. Hai, citește tu să vedem. În această cameră făcea Jake clătite cu șuncă. Aici sunt clătituțele cu șuncă. E timpul pentru Sfântul Parcur. Deci avem Sfântul Parcurianu. Deci trebuie să ne urcăm pe aici. Hai pe aici, pe unde sunt eu. Pe unde eu mă urc pe masă. Nu contează, sar pe masă, sar acolo undeva. Așa. Trebuie să urcăm pe aici, să facem un mini parcur. Oh my god, ador parcururile. Hai că stai ușor, imediat ajungi. Bam, 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 mai trebuie să stai aici și gata. Mini parcuraș. Bravo! Bine, Foxy! Aici e comoara ta. Comoara ta, ok. Hai să vedem, hai să vedem. Diamante și... ne dragi, am la pe toate. Mă aștept să fie clătite. Hai că-ți luam și toate. Și eu mă gândeam la clătite. Uite-te, dacă te uiți pe geam, uite-te pe geam, uite-te pe geam. Da, uite, vedem! Ei, salut! Ia uite, ia asta din spate, că ți-am așa, mulțumesc! Cu plăcere, am împărțit jumătate. Mulțumesc! Și hai să vedem următorul nivel. Avem o nouă povestioară aici. O, ce-mi plac poveștile! Zice așa, din câte mi-amintesc, Finn dormea în patul roșu și Jake în patul acela mai mic și alb. Așa, bun, și acum scrie aici. Acum vreau să iei cartea din chest și să-mi faci niște asemănări între Finn și Jake. Aoleu, o să fie greu că noi nu
desenul? Stai puțin, adică cum să facem niște asemănări? Ai luat cartea? Da. Noi să vedem. Și la ce se referă să facem niște asemănări? Dă click dreapta pe ea. Hai să scriem noi ce? Asemănări? Hai să ne uităm să vedem. Ia cartea și scrie tu. Eu de aici să vedem, la ce se referă niște asemănări? El dormea în patul alb și celălalt dormea... Păi de-aia astea sunt deosebit, gen. Da, știu. Și acum mă gândesc, hai să ne uităm la ei pe ceam. Asemănări. Da, asemănările, stai puțin, deci acum vreau să iei calități sau fizic, gen. Deci acum vreau să iei cartea de incest, aceea să-mi faci niște asemănări între Finn și Jake. Are legătură cu patul sau cu ce? Adică despre ei? De asemănări. Stai să vedem că nu știu exact la ce proba asta e grea. Da, e chiar grea proba asta. Gen că amândoi stau cu mâna ridicată sau... Asta mă gândeam, de aspectul lor sau de calități? Adică amândoi stau în aceeași poziție dacă te uiți, vezi? Amândoi au picioarele la fel, amândoi au mâinile la fel. Da, amândoi au mâna dreaptă ridicată și mâna stângă jos și amândoi au aceeași poziție la picioare. Adică au aceeași poziție a corpului. Da, exact. Ca să zic așa. Asta e ce-o scris. Ce fel de asemănări? Spune-ne sensei. El e senseiul nostru. Am pus semnul întrebării acolo. Aoleu, spune-ne sensei. Ce fel de asemănări? Nu știu exact ce asemănări să facem. Nici eu, sincer. Holy moly, asta e grea rău de tot proba. Adică la pată nu prea aici asemănări să faci, gen. Paturile sunt chiar diferite. Deja le-ați aflat. Notiese acolo, notiese în carte. Ok, deci poziția corpului este la apa, la fel. Mâinile la fel, picioarele la fel. Așa, scriem așa. Mâna dreaptă ridicată și mâna stângă jos. Așa. Bun. Și picioarele sunt în aceeași poziție. Ok, bun, nice. Foarte drăguț. Hai să mai vedem. Aici stai să punem cartea la loc. Punem cartea la loc, nice. Și hai să vedem următoarea etapă. Ce mai avem de făcut? Asta a fost greuță la început, dar după aia ne-am descurcat. Trebuie să mergem în End World Mouse. Wow, de timpul să termin ce Finn și Jake nu au reușit să bați al doilea dragon. Oh my god. Holy moly. Ia-ți o armură, Foxy. Sigur, să mă uit. Mamă, cum arată. Ce fain. Da. Stai că mi-am luat armura, mi-am luat din ăsta cobalt, o să iau eu tot cobalt. Uite, da, și eu de asta de cobalt. Și apă, dar ce să facem cu apa în end? A? Nu știu, să bem? Să dăm pe dragon? Da, sper că e... Ia stai să vedem dacă e, sper că e... Ia să vedem, e pus keep inventory. Dacă nu se pui keep inventory, că dacă o să murim, ne cam ducem să ții și merele. Și acum, să mănânci un măr înainte. Acum am pus hainuțele pe mine. Armura. Bun, mi-am pus armurica. Și cu arcul ne luptăm? Da. Știi ce ne-ar fi trebuit nouă? Stai așa că eu sunt creier aici. Stai așa puțin. De fapt nu pot. Stai că bag niște ore. Nu pot, că n-am ustensila. Am uitat că mai trebuie ceva. Am vrut să fac armura de netherite, dar mai trebuia un... mai trebuia încă o chestie. Uite cât fac. Așa, bagă doar unul. Am băgat mai multe. Și ajunge unul și hai să mergem. Cum e cu keep inventory? Sper că e pus, i-am zis eu, sper că l-a pus. Nu pot să văd acum. Da, e pus. Gen, dacă murim să... Hai aici. De când te văd? Trebuie să săpăm? Nu știu, da. Holy moly. Pe aici trebuie să mergem cu cobalt. Doar că mai avem nevoie de... ne-o dat TP. Bun, ok, nice. Puneți arcul și trebuie să tragem arcul după dragon, vezi? Da. Dar ca să batem dragonul întâi, trebuie să distrugem chestiile alea de sus. Le vezi alea sus acolo? Da, dar cum le distrugi? Tragi arcul după ele. Dă endermenii după noi. Da, asta lasă-i în pace, tragi după alea. Dă mine! Bate pe endermen dacă poți. Eu încerc să... Holy moly, vezi că ne atacă dragonul. Să tragi și după dragon. Dacă vezi că scade viața, mănânci repede un măr.
Dar n-am săgeți, aparent. N-ai săgeți? A, le luat-o pe toate? Nu, cu ce strag. Stai, vine aici, să-ți dau săgeți. Mă mor, Endermeni. Unde ești, unde ești? Aici, am căsut undeva jos. Holy moly! Ajutor! Foxy, stai așa că-ți dau pe aici. Dă-mi repede că o să mor. Așa, bun. Unde ești, Evelyn? Ești aici lângă mine. N-am săgeți. Uite aici săgeți. Uite acolo, în spatele tău. Sunt în spatele tău săgețile. Căută, nu știu de ce nu pot să trag. Mamă, dar n-avem. Unde-i dragonul? E sus undeva. Vezi că trebuie să-l batem pe ăsta, pe Enderman-ul ăsta. Stai. Ah. Holy moly, ce stai, stai. Aoleu, fugi din chestia asta, mov. Că asta ne omoară. Avem sabie, oare? A, n-avem sabie. Holy moly. Stai că... Iar nu mai văd dragonul. Uite-l acolo. Pentru că el zboară, dragonul, știi? Dar trebuie să batem... Mamă, cum zboară Enderman-ii ăștia. Nu pot să-l păresc pe ăla, e prea rapid. Hai să tragem după dragon, lasă-i pe Enderman. L-am prins, Mai mănâncă o măr. Ca să nu mor, gen. Acum, cum, stai. Să vedem, trebuie să distrugem și chestiile alea de acolo de sus. O să mă duc eu să distrug chestiile alea. Nu poți să-l bați. O, uite, mi-a dat sabie, vezi că ce da sabie, pune sabia în mână. Pune sabia în mână și dă-i după Enderman cu sabia. Bate-l bine și să mai mănânci câte un măr din ăla. Am mâncat, am mâncat. Când îți scad viețile. Eu mă duc ca să distrug astea de aici de sus. Ca să putem să-l batem mai ușor pe dragon. Hai, Foxy, hai că putem să-i dăm la dragonaș și trebuie să terminăm treaba pe care nu am putut să o termine. Finish cu Jake. Nu. Holy moly, era să-mi bag. Săgețile mele, de ce nu îi dau de mici? Că eu dau în el și sunt plămit. Îi dau, dar probabil nu-l prinzi exact unde trebuie. A, iar o dată. Nu înțeleg de ce nu-și ia damage, da? Nu ți se pare că nu-și ia? Dă-i cu sabia dacă nu. Acum, uite, cu sabia merge, hai, ghidem cu sabia, mamă, îl bate, mamă! Îl distrugem pe băiat. Nu, mă, cum mișcă? Trebuie să mă urc aici puțin. Stai așa că mă urc aici să mai distrug un din ăsta. Mă duc după el. Holy moly! Guacamole! Asta că nu am pickaxe, dar distrug așa repede, sper. Acum, vine-mă aici! Dai, cu sabia, Oh, nu. Când coboară, dă cu sabia direct. Eu încerc să mai sparg astea aici, dar că poate, nu știu dacă reușesc. Îl aștept. Cred că e greu să sparg astea. Holy moly. Sper să nu vină să-mi dea bucata, că îmi resetează tot ce m-am chinuit să fac. Dragonasule! Opa, nice. Bine-s. Am distrus și asta. Îl aștept să vină. Sper să nu mor. Cred că nu mor așa, dacă sar de aici. Sper să nu mor. Cine de mine? Nu mor. Nice. Bă, chiar sunt bune melele astea. O coborât? Dragonașul? Nu. Aparent da, cum i-a lăsat din ăla mov, da. Stai așa, se uite, stai la mine, mărdanu. Mai veni aici la mine, băi, mărdanu, le lasă-mi să distrugă ăla. E că vine spre tine. Bate pe Enderman-ul ăsta dacă poți, că eu mă chinui să trag acolo sus. Bun, nice. Am lovit și asta. Mai avem încă... stai că mi-a dat asta bucata, m-a prins aici. Măr la moțu. Mai mănânc un măr, să nu-i... Mănâncă un măr. Hai puțin că mă bat aici. Fugi de acolo și mănâncă un măr repede. Dar așa că-l bat și eu pe urâtul ăsta. O dau cu ei. Bun, gata, i-am feliat. Mamă, ce mă atacă Enderman-ii ăștia. Dar dragonul ăsta nu-i coboară, tata. Păi are viața aproape full. Ai, se reface viața, că n-am distrus astea, stai. Asta e problema. Trebuie să le distrugem toate nebuniile astea. Holy moly, că n-am prins bucata, bună aia. Uite, e aici cu mine, dragonul. Da. Cred că e gata, cred că le-am distrus pe toate. Haide-mă aici, să te bat. Când vine jos, acum trebuie să așteptăm aici. Când vine jos, îi dăm bucata fatală. Uite aici. Vino și dă-i bucata. Ce bucată îmi dă el mie cu chestia asta mob. Dar rezistăm destul de bine. Mama mea, dă tare rău de tot. Cu chestia aia mob. Vino mai aici. Trage și cu săgeți, nu mai săgeți, gata, sunt trei pe săgeți. Ai grijă, mă, să nu stai în chestia asta mob cu ce am murit. Ce dea bucata, stai aparent,
Da. Îți dai RDP. Gata. Mai are? Chestii de astea nu mai are. Ar mai are, super. Ok, nice, stai să mai mănânc și eu un măr. Da, cu săgeata. Dai, cu sabia, cu săgeata, cu ce poți tu? Dar cu sabia bate mai repede, deja l-am adus la jumătate viață. Nice, e jumătate viață deja. Ma, a, dar nu mai asegeți. Tot vreau să trag cu arcul, dar nu mai asegeți. Apare nicio, am rămas fără. Să mai mănânc un măricel. Să mai mănânc câte un măr din când în când. De asta e că mă atacă. Gata, a venit dragonul. De bucata, asta e că îi dau cu sabia, dau cu sabia. Haide, spargere acolo, de bucata, gata. Mamă, ce lău e. Dacă mai vine încă o dată, l-am bătut. De la Enderman ăsta care te urmărește. Deci am reușit să terminăm ceea ce Finn și cu Jake n-au putut, Foxy. Super! Bine, echipă! Nice. Mamă, ce supărat e Enderman-ul ăsta. Așa-i tot. L-am bătut pe dragon. Vine aici, urlătule. Ce de Enderman sunt aici. Da, e full. Am reușit! Bine! Am bătut dragonul. Nice! Deci cam asta a fost episodul, sperăm că v-a plăcut, să nu uitați de un like, un share și un subscribe, un follow pe Instagram, hulini.insta și foxy.insta. Exact, și noi ne reauzim data viitoare, vă pupăm! Stai puțin! Ai zis să ieși prin portal! Nu s-a terminat? Stai puțin că nu s-a terminat, auzi? Mamă, intră în portalul ăsta! Stai puțin! În fântână aia, du-te în fântână repede! În fântână? Da, stai că îmi dă ăsta, dau skip, și mi-a dat aici înapoi. Gata. Dă-i skip aici. Cum? Skip. Deci îți apare imediat sau de skip, nu știu. Sau o să pe click pe ceva. Mi-a apărut, uite acolo, skip. Așa. Bun, nice. Ne-am întors înapoi aici. Da. Holy moly. Stai să vedem, mai e ceva? Mai e ceva și nu ne-am dat seama? Mai e ceva? Se mai întâmplă ceva? Întreb. Ne întreabă ceva, Foxy. Ups. Nu mai e. Deci nu mai e nimic. Bun, nice. Gata. Deci cam asta a fost episodul. Like-ul la blană. Follow pe Instagram, hulini.insta și foxy.insta. Primul link din descriere vă duce către Drovo, unde facem live-uri zilnice. Acolo suntem forțini în fiecare zi. Aveți tutorial cum să faceți cont, cum să intrați și așa mai departe. Follow la blană și ne reauzim ca de fiecare dată. Următoarele episoade. Pa, pa! Pa, pa!